Considerat prima cauză de mortalitate prin cancer la femeile din România, cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare. Dar, deși pentru adolescentele între 11 și 18 ani serul este gratuit, doar o treime din dozele cumpărate anul trecut de minister au fost folosite. Prin comparație, țări precum Australia sau Suedia au reușit să reducă numărul îmbolnăvirilor cu peste 70% ca urmare a campaniilor naționale de vaccinare. Cancerul de col uterin este al doilea ca rata incidenței cancerelor la femeile sub 45 de ani din întreaga lume, iar în România aproape 2000 de femei mor în fiecare an din cauza acestei boli. Infecția cu virusul papiloma uman, cunoscut sub prescurtarea HPV, este cea mai frecventă cauză a declanșării cancerului de col uterin. Infecția HPV este o infecție dată de niște subtipuri virale, sunt mai mult de 100 de subtipuri virale HPV, dintre care o parte s-a demonstrat că pot produce infecții la nivelul colului uterin, infecții ce pot deveni persistente și pot să stea la originea apariției unor leziuni precanceroase, ulterior ele pot evolua spre cancere invazive. Cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire este vaccinarea. Specialiștii recomandă ca imunizarea să fie făcută în perioada de preadolescență, înainte de începerea vieții sexuale. Transmiterea acestei infecții este sexuală, în afara de protecțiile ca și la alte infecții transmisibile sexual, cu prezervativ, cu partener fidel, cu toată teoria care ține de acest comportament sexual, există soluția vaccinului, vaccin care este ferm recomandat de către toate societățile profesionale, cele de sănătate publică sau ginecologice, și care poate preveni transformarea acestei infecții într-o infecție persistentă și previne apariția cancerului de col uterin. Pe larg despre acest subiect aflați dintr-o nouă ediție, Sănătate cu stil. Săptămâna aceasta vă arătăm și în ce constă procedura Carbon Peel, preferata vedetelor de la Hollywood, sau cum puteți scăpa de dureri și stres cu ajutorul masajului bioenergoterapeutic.